Doamnă, vă rog frumos, e frumos să visați, e foarte bine să visați. Dar de cele mai multe ori când visăm așa cu ochii deschiși și suntem cu capul nostru, apoi să nu mai știm pe unde pășim. Nu mai suntem atât de dragi mari. Am venit pensia, că visez pensia. Visez pensia. Da, pe da, două săptămâni. Într-adevăr, avem nevoie de pensie, pentru că trebuie să ne întreținem. Dar trebuie să mai vedem, trebuie să mai dătăm și pe zebră. Pentru că nu se știe din stânga, din dreapta ce se întâmplă, s-ar putea să vină ceva și... Ce a să spun, dar mărește pensia. Nu prea contează pensia, fiind suntem într-un loc în care trebuie să ne îngrijim și să fim conservatori, să vedem întâi ce se întâmplă cu noi, că după asta să putea să mai avem pensie deloc. Și unde suntem acum? Pe stradă, pe stradă, pe Horea. Horea cui? Pe strada Horea. Strada Horea. Da, da, da. Și, maică, să ai grijă, te rog, la semafor, dacă ai nevoie de un om drăguț așa ca mine, măi de braț, te traversezi. Poți să-mi dai o clasă de mere, dar ideea este să ai grijă, să ai grijă de modul în care traversezi strada. Pentru că e foarte bine să fii câteodată, e bine să fii și cu capul în ori, dar câteodată în situații de genul ăsta, când traversezi strada sau ajungi într-un loc în care ține de siguranța ta, fii pragmatic și fii cu picioarele pe pământ. Bine? Mulțumesc!